După debutul nefericit în campionatul național de fotbal rezervat juniorilor Under-17 și Under-19, sâmbătă pe stadionul municipal din Câmpulung au avut loc jocurile din cadrul etapei a doua, în care echipele de la Colegiul Național din Cugolescu au reușit o victorie și o remiză. La juniori Under-17, echipa pregătită de profesorul Ovidiu Tică a reportat o victorie frumoasă, 4 la 2, în fața dâmbovițenilor de la CSS Târgoviște. Pentru mușceleni au marcat David Țiculeasa și Robu, ambii reușind câte o dublă. La juniorii Under-19, echipa pregătită de profesorul Cristi Crețu nu a reușit decât un rezultat de egalitate, 1-1, în duelul cu ACS Petrosport Ploiești. Bogdan Țiculeasa a punctat pentru mușelen din lovitură de la 11 metri. În urma rezultatelor înregistrate, echipa de juniori Under-17 a Colegiului Național din Nicu Golescu a urcat în clasamentul grupei A5 -a până pe poziția a 4, -a, cu trei puncte acumulate, iar la categoria Under-19, mușcelenii se situează doar pe poziția a 8, -a, penultima, cu un singur punct. Rezultatele complete înregistrate în cadrul etapei a doua din Campionatul Național de Fotbal Under-19 și Under-17, seria a 5 -a, sunt următoarele. CN Dinicu Golescu, ACS Petrosport Ploiești, 1 la 1. FCM Târgoviște SA, FC Star Sport, 5 la 1. AFC Chindia Târgoviște, LPS Viitorul Pitești, 5 la 1. Sece Fece Argeș SA, CS Mioveni, 3 la 2. Echipa CS Hidro Râmnicu Vâlcea a stat. Campionatul Național Under-17. CN Dinicu Golescu, CSS Târgoviște, 4 la 2. FCM Târgoviște SA, ACS Viitorul Argeș, Alexandru Duminică, 0 la 4. AFC Chindia Târgoviște, LPS Viitorul Pitești, 1 la 2. SCFC Argeș SA, CS Mioveni, 0 la 0. Formația CS cu vâlcea a stat.